Festivalul Național al Cântecului, Jocului și Portului Popular din Peștișani a adus la oaltă mii de gorjeni. Cu mii cu mare, cetățenii localității s-au îmbrăcat în cele mai frumoase straie populare și au ieșit la joc. Acest festival este la a șaptea ediție, iar primii fondatori au fost cetățenii. Peste câteva minute va începe parada Portului Popular, de aici din centrul comunei. Vom organiza o horă populară ca să marcăm ziua Portului Popular, o zi sărbătorită la nivel național. După care, de la ora 13 la Frâncești, va începe festivalul Cântecului Jocului și Portului Popular Peștișani. Un festival care a fost organizat de locuitorii satului Frâncești în urmă cu 7 ani și de la momentul preluării mandatului de primar ne-am implicat și primăria și alături de toate asociațiile din comuna Peștișani. Edilul localității Cosmin Pigui spune că numărul persoanelor ce vin la această petrecere câmpenească crește pe fiecare an. Iar de anul trecut au început să vină foarte mulți gorjeni din exterior, ceea ce ne bucură. Nu este un festival de amploarea Festivalului România Autentică, dar este un festival și mai mult o sărbătoare câmpenească a satului Frâncești și a comunei Peștișani. Câte persoane sunt așteptate la acest eveniment? Ținând cont că anul trecut au fost circa 2000, anul acesta vor fi mai multe, deci spre 3000 de persoane. Îmbrăcați în costume populare, cetățenii formau un tablou de poveste, iar emoțiile se citeau pe chipurile lor când povesteau istoria straielor pe care le-au purtat. Este compus din ie, fustă și șoarțe. Pentru acest eveniment care se... m-am emoționat. Ne-am scos straiele bătrânilor noștri ca să le expunem, să le etalăm, să ne prezentăm care mai, de care mai bine și mai frumoase. Ne faceți nouă prezentare la ce purtați astăzi? Da, port costum mamei mele, care are vreo 60 de ani. Compus dintr-o ie sau ie poale și o prege și cu maramă. De asemenea, tot în cadrul acestui eveniment a avut loc și o paradă în care toți cei îmbrăcați în straie populare au defilat prin comună. La finalul petrecerii, cel mai frumos gorjan îmbrăcat în straie populare a fost premiat.